o păpușă când am văzut-o prima dată. Am rămas surprins atunci, am scris foarte frumos despre ea și am păstrat o prietenie deosebită. Mă bucur că alături de noi este astăzi Oana Matei împreună cu Emilian Coruț și cu colegii lor de la Dor Românesc. Așadar, colind frumos de la Năsăud cu Oana Matei și Emilian Coruț. Și eu ziarului la sunetul la mulți ani. Mulți ani frumoși împreună și vreau să vă spun că sunt mândră că a fost primul ziar care a scris frumos despre mine încă de când eram atâtica. Sunt foarte mândră de acest lucru. Le mulțumesc din suflet pentru invitație și să dea Dumnezeu și peste ani buni de acum încolo să-i colindăm și împreună cu băieții noștri. Asta înseamnă ani buni, buni și frumoși împreună cu ziarul la sunetul. La mulți ani și mulțumesc! Și tocmai acest lucru am ales și o colindă frumoasă, colinda care, cu care am crescut eu, împreună cu ei, cu ziarul și cu dumneavoastră. A fost
Și un dinaș de așa la bun,
să nu nețe gazda în drum. Și un jinaș de așelatare, că noi știm că gazdare, la anul și la mulți ani! Mulțumim, să o pun un pic la încercare, să zic acum că eu sunt un juriu și să-mi spună ce e frumusețea asta de pe ea. Așa îmi dau colindătorii? Așa îmi dau colindătoarele și mai ales alea măritate ca mine. Și până framă roșă. Și vreau să te felicit pe tine și pe Emilian, pentru că, într-adevăr, veste bună gazdă în casa, două în fiecare an la Năsăud. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și... Dragilor mei, familia, cum spun eu, familia mea, pentru că este soțul meu la vioară, este fratele meu la tobe și viitorul meu filuț la clarinet. Așa că noi colindăm în familie și sperăm în fiecare an să ne inviți menuți să colindăm, pentru că la Biserica Năsăud nu colindă nimeni singur, numai o bubat. Mulțumim, Ioana Matei și Adrian Goruț, împreună cu familia lor. Mulțumim frumos!